Cine a mers? Să se doare egal, deși am atacat, am tras la portar. Bună seara, da, consider că am controlat partida, să fim, asta este realitatea, am avut multe situații de poartă, multe ocazii, multe șanse bune de a marca, nu a intrat mingea în poartă, se mai întâmplă astfel de meciuri, unii pot să spună că s-au întors unele rezultate din campanie, probabil că așa este, trebuie să fim realiști, și Israel au câștigat două meciuri împotriva lor în prelungiri, în ultimul minut de final. Asta este crucea noastră, trebuie să ne ridicăm, pentru că ne așteaptă duminică un meci în care doar 3 puncte, deci nu putem să ne gândim la altceva, 3 puncte trebuie să luăm și după aia vedem la ultima acțiune ce se întâmplă. Pare că ne place așa să ne chinuim, să n-am reușit să profităm de un moment favorabil nou. Da, am zis mai devreme, am făcut o partidă bună, adică nu cred că cineva are ceva să-și reproșeze, doar că nu a reușit să marcăm. Probabil pe viitor, adică o să muncim pe treaba aceasta, să facem și partide bune și să-și câștigăm. Pentru că până acum am avut partide în care jucam o repriză sau nu duceam partida până cele 90 de minute, când și adversarul mai avea ocazie sau tremuram pe final. În această seară am controlat partida, pe viitor trebuie să controlăm și partida și să-și câștigăm. V-a încurcat terenul vreun fel? Nu avem scuze, teren fără suporter, nu mai există scuze la echipa națională a României, trebuia să luăm cele 3 puncte. Cât de mari sunt punctele astea pe care le-am pierdut aici? Vedem la sfârșitul calificărilor. Nu pot spune acum. Da, exact. Noi acum ne concentrăm pe meciul de duminică. Asta trebuie să vedem, să ridicăm capul din pământ, pentru că eram toți supărați în vestiar. Știam șansa pe care am avut-o, nu am fructificat-o, dar trebuie să fim bărbați, caractere puternice și mergem înainte. Au început criticile. Da, mereu sunt critici, că și noi suntem... Și noi ne criticăm însuși, să spun așa, adică suntem conștienți că nu am reușit să câștigăm, ne-am dorit foarte mult, s-a văzut în această seară, am controlat partida, am făcut un joc de posesie bun, am avut ocazia, am dus mingea în fața porții, ne-am apărat și bine. Sunt meciuri în care Dumnezeu sau șansa îți lipsește. V-ar fi teamă să mergeți în Israel luna viitoare sau preferați să joace pe un teren neutru? Asta e o întrebare dificilă pentru că nu știm ce se întâmplă până atunci. Sper să fie tot sănătos, să termină, pentru că e o prostie în 2023 să pornești războaie, să-și rezolve treburile. Nu ne interesează unde jucăm, noi trebuie să mergem pe teren, să fim hotărâși, să ne calificăm la Euro. Tot asta păstrează Kosovo în joc, adică cumva vă poate ajuta? Da, și Kosovo e un adversar foarte dificil. Asta e bine, să zicem. Să aibă și ei meci contra Israelului, ne ciudă, suntem supărați, da, ne suntem supărați pentru că... Am ratat 2 puncte în această seară, suntem realiști, dar jocul a fost ok, rezultatul nu ne-a aparținut. Care e mesajul pe care l-ai transmite colegilor tăi după acest joc pentru în perspectiva meciului cu Andra? Capul sus, pentru că și atunci când câștigi campionate sau obții calificări în Europa, orice calificare este dificilă și dacă nu te trezești și nu ești bărbat, urici să pierzi foarte mult. Acum trebuie să ne ridicăm, să câștigăm duminică și după aia vedem ce facem la următoarea acțiune.